Reprezentanții Partidului Mișcarea Populară cer candidaților la alegerile parlamentare semnarea unui pact prin care se angajează să susțină punerea în aplicare a referendumului de reducere a numărului de parlamentari la maximum 300, dar și pentru eliminarea pensiilor speciale. Pe de altă parte, Ion Cupă, candidatul PMP pentru un post de deputat, a mai precizat că se angajează să susțină în Parlamentul României declararea Mehedințiului ca și județ de interes turistic național, dar și un proiect pentru preluarea portului din Drobeta Turnul Severin. Principalele obiective pe care Partidul Mișcarea Populară și le propune în următorii 4 ani sunt reducerea numărului de parlamentari la 300, așa cum au votat românii la referendumul din 2009, găsirea unei soluții viabile care să elimine pensiile speciale, dar și asigurarea transparenței totale în administrația românească, astfel încât românii să știe unde și pe ce se duc banii lor. Sunt precizările ferme ale liderilor Partidului Mișcarea Populară Mehedinți, care au cerut candidaților la alegerile parlamentare semnarea unui pact în sensul acesta. Dacă toate partidele politice din județ își dau mâna, dacă parlamentarii realizează că sunt înainte de toate în slujba cetățenilor și semnează acest pact pentru reducerea la 300 a numărului de parlamentari și eliminarea pensiilor speciale, acționând unitar la nivel parlamentar și politic, aceste proiecte mult dorite de români pot deveni realitate în următorul parlament. PMP lansează această invitație către toate partidele politice din județ și își exprimă speranța că în următorii 4 ani toți politicienii din județ vor acționa pentru binele comun al celor care îi trimit în Parlament. Așa cum a spus, acesta este pactul pe care noi l-am lansat la nivel național și în fiecare județ solicităm candidaților care deschid listele de la celelalte partide să semneze acest pact. Ion Cupă, candidatul PMP pentru un loc de deputat, a mai cerut și ca viitorii parlamentari mehedințeni să aibă o voce unitară atunci când vine vorba despre inițiativele care pot sprijini județul. Știm că avem nevoie de dezvoltarea turismului și pentru asta eu am hotărât cu toți candidații de la Partidul Mișcarea Populară din Mehedinți ca în viitorul parlament să susținem declararea județului Mehedinți ca zonă de interes turistic național pe întreg județul Mehedinți și îi invit pe toți parlamentarii sau candidații pentru Parlamentul României din Mehedinți să se asocieze la acest proiect și în mandatul care urmează, cei care vor intra în Parlament, să aibă ca obiectiv acest lucru, pentru că este primul pas pentru atragerea de fonduri europene pentru dezvoltarea turismului. Ion Cupă a mai susținut că pensiile speciale pentru politicieni reprezintă un furt și o insultă la adresa tuturor pensionarilor din România. Acesta a precizat că singurii care merită pensii speciale sunt militarii și foștii deținuți politici.